Salutare și bine v-am găsit la un episod din Mountain Blade Warband. Astăzi vom mai patrula în regiunea asta, în speranța că nu o să avem probleme. Trupele mele par a fi ok. Ok, ce quest avem? Questul ăsta. Trebuie să-l urmărim. Ceea ce o să fie destul de interesant. Și se pare că are ceva pentru mine. Totuși, unul din castelele mele este atacat. Foarte bine. Recrutăm niște voluntari. Și ne vom pune chiar acum pe treabă. Bun. Se pare că ne-am făcut treaba. Ne uităm pe aici foarte rapid. Ok. Bun. Și să ne ținem în continuare după băiatul ăsta. Cam așa. Să sperăm că lupta se va încheia curând. Trebuie să vizitez locul ăsta. Totul este în regulă. Ca trupe nu are cine știe ce. Dar personal nici eu nu am cine știe ce. Probabil voi avea nevoie de o lance. Și cam atât momentan. Totul pare în regulă. Evident, plănuiește să ne atace, dar brusc s-a răzgândit, cine știe din ce motiv. Ok, să venim până aici. Oh, nu vreau să mă întâlnesc cu toate trupele astea, deși cred că fix asta am pățit. Da, ne luptăm puțin și după ne retragem. Toată lumea să vină pe aici. Am câțiva soldați împotriva 24. Bine, dacă stau să mă gândesc, sunt 24, dar nu sunt cine știe ce. Două secunde. Toată lumea se atace. Binișor. Nu merge teribil de bine, dar cred că ne vom descurca. Să atacăm și noi mulțimea asta.
Nu au cine știe ce trupe. Asta este unicul nostru avantaj. Foarte bine. Îi putem nimici relativ ușor. Dar în același timp n-aș vrea să rămân pe loc. Să folosim ceva mai util pe aici. Cam așa. Trebuie să-i lovim relativ tare. Asta dacă vreau să-i elimin. Iar asta înseamnă că va trebui să ne luăm o relativă distanță. Foarte bine. Continuăm pe aici. N-aș vrea să fiu prins la mijloc. Deci probabil ne vom mișca ceva de genul. Totuși calul meu nu o să mai reziste cine știe ce. Și cred că am rămas singurul din armata mea. Să ne uităm. Se pare că da. Dar și ei sunt singurii din armata lor. Iar treaba asta reprezintă un avantaj. Sau mă rog, un relativ avantaj. Foarte bine. Am eliminat aproape toți jucătorii importanți. Și trebuie să văd cum aș mai putea elimina câțiva oameni. Foarte bine. Băieții ăștia se pricep să se apere. Nu-i pot ataca pur și simplu cu sulița. Trebuie să fie o lovitură foarte puternică. Genul de lovitură pe care o pot folosi doar când am viteză mare. După cum vedeți, este și poziția clasică. Și este o lovitură foarte eficientă, dar am nevoie de o viteză foarte mare. Pot elimina absolut orice soldat cu o singură lovitură. Problema este că am nevoie de viteză foarte mare. Pe tipul ăla, spre exemplu, nu am reușit să-l elimin. Din cauza că mergeam în direcția opusă. Acum l-am eliminat. Sergenții reprezintă un pericol. N-aș vrea să fie nevoie să mă lupt cu ei. Două secunde. Aș putea de unul singur să le elimin armata. Dar nu plănuiesc să fac treaba asta. Cel puțin nu încă. Iar acum am putea folosi ceva mai rapid. Iar acum inamicii fug și putem tăia prin ei.
Ok, să folosim o sabie. Și au mai rămas 3 băieți. Și cred că vor scăpa. A scăpat un singur inamic. Sau cel puțin asta cred. Se pare că mai fuge încă un inamic. Totuși, o treabă foarte bună. Putem părăsi lupta. Eu am pierdut 6 soldați, iar inamicii au pierdut în total 52. Iar acum probabil ar trebui să plecăm. Să ne uităm pe aici. Și va trebui să vedem unde am mai putea pune noi un punct. Probabil în Athletics. N-ar strica. Și un punct îl vom mai păstra pe aici. Cel puțin o perioadă. Cam așa. Serios? Iarăși ne atacă? Ok, va trebui să ne luptăm din nou. De data asta avem și noi mai multe trupe. Și cred că am putea face o treabă destul de interesantă. Am putea veni pe partea asta. Și să ne luptăm de aici. Ne dăm jos. Și toată lumea formează aici o linie defensivă. Să sperăm că va fi suficient. Deși probabil va trebui să trec pe partea asta altă. Încât să-mi iau o arbaletă. Pentru că nu am așa ceva momentan. Ne păstrăm sabia. Și ne luăm foarte rapid o arbaletă. Deși acum realizez că nu am o arbaletă la mine. Ok, nicio problemă. Vom schimba puțin echipamentul. Sper să fie suficient de ok. Cam așa. Și să mă întorc. Inamicii vor veni. Dar vor veni destul de încet. Iar noi vom aștepta. Nu de alta, dar nu vreau să am probleme. Hai să-i pun mai bine aici. Un pas mai în față. Deși cred că ar putea veni cu mine pe aici. Și să ne retragem în caz că este nevoie. O idee bună ar fi chiar să atacăm. A, nu sunt cine știe ce inamici. Ok, foarte multe săgeți. Probabil mai multe decât era nevoie. Cred că îi măcelărim, fără doar și poate. Se pare că unii deja fug. Două secunde, ne apropiem ușor, ușor. Nască îl prindem noi din urmă. Foarte bine. Probabil aș fi avut nevoie de un cal. Dar totuși cred că o să ne descurcăm. Să atacăm. Trebuie să țin scutul sus.
din cauza că au foarte mulți arbaletiști. Partea bună este că tai prin ei ca prin brânză. Și să atacăm din nou. Foarte bine, am câștigat și lupta asta. Și să sperăm că vom putea pleca. Cel puțin vom încerca. Evident, nu vom reuși să plecăm. Sau se pare că am reușit. Ne vom retrage până aici. Să ne revenim. Oricum au pierdut foarte multe trupe. Vom aștepta o perioadă. Nu putem să luptăm din nou. Pentru că trupele mele au fost foarte grav rănite. Am pierdut și câteva trupe. Noi ne luptăm aici și regele ține un festin. Tipic. Nici măcar nu știu de ce o mai chinui. Să-l lăsăm pe tipul ăsta să atace. Personal chiar speram să mă atace. Încât să-i pot înfrânge armata. Cred că din partea asta alta aș putea să iau o garnizoană. Ar fi o idee să-i luăm și să mergem la luptă cu ei. Swadian Knights, Tribesmen. Ce-ar fi să avem 24 de Rodok Crossbowmen? Băiții ăștia ar fi periculoși. În același timp, cavalerii vreau să-i mut sus. Dacă-i mut sus, se vor repune primii pe câmpul de luptă. Eu întotdeauna sunt sus. Și de aici, un Swadian Infantry. Avem nevoie și de așa ceva. Să-i punem și pe băieții ăștia tot pe aici, pe sus. Așa, ne mai urcăm ceva trupe. Și ne vom pregăti de război. Pentru că vreau să atac locul ăsta. Cred că este deja slăbit. Dar noi o să ne oprim aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut. Și ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!